rugat la Dumnezeu să fiu fericit și eu, să ne dea o mândră fată, să fim noi mamă și tată, să o iubim ca pe o regină. Bună seara! Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Unde sunt fetele? Exact! Salut! Bună seara! Acum este azi ziua de naștere, să ridice mânuța sus! Carolina, astăzi ești prințesa acestei zile, da? Da! Da! Și noi cu acest urs frumos de obicei venim la cele mai frumoase fetițe pentru a le felicita cu ziua de naștere. Și așa cum și tu ești o fetiță scumpă, gingașă, drăgălașă, cum să nu venim noi la tine să-ți aducem daruri? La orice zi de naștere ce primesc copiii? Ca? Gândul! Exact! Ia să vedem ce ți-a adus ursulețul ăsta. Ți-ai dorit așa cadou? Da! Să înțeleg că ești fană lui Elza și lui Ana, da? Pentru că uite, aici mai este un cadou pentru tine. Ana! Eu! Noi pentru tine ți-am adus și câteva flori frumoase. Și Ana, uite ce ți-a mai adus ursulețul ăsta. Baloane! Exact! Hai, primește-le! 3, 4, 5, 6, 7! Dar câți anișori faci tu azi? 7! Deci ți-am adus corect baloanele, da? La mulți ani, prințesă! Multă, multă fericire și multă, multă sănătate! Bucuroasă? Da! Așa! Dar noi mai avem pentru tine ceva! Tată! Pentru că ești o fetiță dulce, gingașă și minunată, un tort! Și cine e aici pe tort? Cine e desenată prințesa asta? Cum o cheamă? Elza? Nu! Nu Elza! Dar cine e acolo? Prințesa Alba ca zăpada! Da! Carolina scumpă, dar știi tu oare cine a trimis acest urs la tine cu toate cadourile astea frumoase? Cine a trimis cadourile? Mamica și bădea! Bravo! Uite, oamenii dragi ție ți-au organizat această surpriză și anume părinții tăi dragi, mama și tata, care te iubesc din toată inima. Și de asta au trimis acest ursuleț să te cuprinde în locul lor, pentru că mama e departe. Hai, hai! Ia-că așa! Carolina scumpă, pentru tine aici este un mesaj de felicitare. Îl asculți? Da! Ei, hai! La mulți ani, prințesa noastră! Acum 7 ani în urmă am primit cel mai frumos cadou din viața noastră. O fetiță frumoasă, inteligentă, sănătoasă, iubitoare și cu un suflet mare, mare. Noi suntem mândre că tu ne-ai ales să fim părinții tăi. Scumpa noastră, pentru tine totul abia este la început. Fie ca îngerul tău păzitor să-ți păzească pașii în lumea asta mare, cât noi suntem departe. Să ai rezultate remarcabile în toată viața și mai ales la școală care urmează, da? Să te bucuri și să ne bucuri și pe noi și pe profesorii tăi cu succesele tale. Să faci bine și să devii o persoană demnă. Noi, mama și tata, te iubim nespus de mult și ne este foarte dor de tine. La mulți ani, prințesa noastră, cu drag din partea părinților. Ia-mi spune tu, mama, ți-a plăcut surpriza ei? Da, mama, mi-a plăcut surpriza. Mamica, ne auzi? Da. Da. Mă iubești tare, da? E tot. Încă durează mulți ani fericiți, să înveți bine la școală, să știi că noi suntem departe, dar te iubim foarte mult și ne iese doar de tine. Da, un pupic îi dai, Airean, așa. Dar cu cine ești tu aici? Cine este fetița asta frumoasă lângă tine? Valeria și Elușa. Valeria, da? Da. Ce-i dorim noi la prințesa asta frumoasă? Mulți bani!
Ia, așa. Ia mulți ani ca la Lina. Mulți sănătate. Bunica, ce dorim noi la prințesa asta frumoasă? Și dorim sănătate. În primul rând, să fie ascultătoare, să mă asculti că tu nu-s părinții acasă. Dorim sănătate și să fie ascultătoare și să învețe bine la școală și să asculte buneii și părinții. Da, sunt mulți ani. Mulțumesc! Ia spune, Carolina, este bunica, da? Ai și vreun bunel aici? Da! Cheamă-l aici lângă noi! Bunelu, vin că! Mult sănătate, să asculti bunelul și bunica. Bine? Da! Și... eu știu... țani. Ia, așa. Să fii sănătoasă și să-i umple de zâmbete. Vino bunica aici lângă noi. Bunica, te felicită. Îți doresc sănătate. Domnul să te păzească. Cer senin, soare. Da. Și tot timpul bucuroasă. Da. Și niciodată să n-apară lacrimi pe obrajul tăi. Da. La mulți, mulți, mulți ani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Ți-am purtat și de veche noi vom sta așteptând revenirea ta. Fata tatei, fata mamei, tu ești cel mai scump odor. Pentru noi tu ești o floare dulce și mângâietoare. Fata tatei, fata mamei, nu compar nimic în lume cu splendoarea ta minune. Ești Margarita.